Manifestarea care a avut loc astăzi în sala de Consiliu a Curții de Apel din Timișoara s-a desfășurat cu ocazia Zilei Justiției Civile Europene, fiind a cincea oară când se sărbătorește în Timișoara. În acest sens, Curtea a propus o temă de dezbatere la care și-au putut aduce aportul prin comentarii atât juriștii cât și reprezentanții mediei prezenți la masa rotundă. Tema dezbaterii a avut în vedere dorința jurnaliștilor și s-a concentrat pe dispozițiile noului cod civil, cu precădere asupra modului în care este acum reglementat dreptul la libera exprimare în raport cu protecția oferită de același cod civil, vieții private, intimității, demnității și onoarei. Din punctul meu de vedere și așa cum a rezultat și din dezbaterile foarte spumoase pe care le-am avut jurnaliștii cu judecătorii de la Curtea de Apel Timișoara, practic dispozițiile noului cod civil nu aduc elemente fundamentale noi care să fie în detrimentul jurnaliștilor. Practic noul cod civil aduce o serie de clarificări și punere în text a unor elemente care au apărut în jurisprudența instanțelor din România, la rândul ei inspirată de jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg, pentru că toate conceptele vizând viața privată, viața intimă, viața de familie, dreptul la proprie imagine, sunt acum condensate și explicitate, expressis verbis, în cuprinsul codului civil, lucru pe care nu l-am avut în vechiul cod civil, iar în noile dispoziții ale codului civil se face de asemenea trimitere în mod expres la faptul că cel care interpretează legea, de juristul român, că este el avocat, procuror sau judecător, trebuie să aibă în vedere în permanență și concordanța dintre norma tocmai inserată în codul civil în privința acestor aspecte, deci concordanța cu Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Comentariile aduse pe marginea dispozițiilor legale au avut drept scop informarea și lămurirea în ceea ce privește exercitarea dreptului la exprimare în contextul în care nu aduce atingere exercitării altor drepturi. Astfel, dreptul la libera exprimare poate fi exercitat doar dacă este în acord cu celelalte drepturi care caracterizează persoana, respectiv dreptul la viață privată, dreptul la demnitate și dreptul la propria imagine. Neavând un text expres pentru protecția acestor drepturi, pentru că ne-am discutat astăzi despre potențiala coliziune dintre libertatea de expresie și dreptul la viață privată și la propria imagine. Repet, lucrurile acestea sunt acum codificate, apar și drepturile foarte clar exprimate și explicitate în codul civil și posibilitatea de a repara, în ghilimele spus, prejudiciul cauzat în cazul în care aceste drepturi sunt încălcate, cu precizarea că judecătorul atunci când decide în aceste materii va trebui să aibă în vedere nu numai legea română, codul civil în actuala formă, dar și Convenția Europeană a Drepturilor Omului în cazul concret. Mai mult decât atât, conform codului civil, jurnalistul trebuie să ia în considerare regulile principale, acționând în bună credință și grijă față de dreptate și adevăr. Dar domnului, astăzi am avut posibilitatea împreună cu dumneavoastră să exemplificăm cu cel puțin două duzini de cauze decise la CEDO în ultimele patru decenii, în care a reieșit clar care sunt limitele în care jurnalistul se poate manifesta din punct de vedere profesional. Adică ceea ce rezultă cu claritate este că atâta vreme cât jurnalistul acționează cu bună credință, atunci când scrie un articol sau când analizează un material de presă și este călăuzit de noțiunea de bine și de a prezenta adevărul, atât de obiectiv cât îl poate jurnalistul cu mijloacele sale, pentru că în mod evident jurnalistul nu va avea niciodată la îndemână mijloacele de care dispune un procuror, să spunem, care investigează un caz penal. Dar atâta vreme cât sunt înalți de bună credință și de dorința de a reflecta adevărul obiectiv, sigur că da, și codul civil român, asemenea articolului 10 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, asigură protecția ziaristului. Dreptul la libera exprimare este unul din idealurile la care doar se visa înainte de 1989 în România. Acesta este un drept autonom specific unei societăți democratice, însă care trebuie utilizat în așa fel încât să nu aducă atingere altor drepturi, mai ales când sfera exercitării dreptului la libera exprimare se referă și la domeniul informării.